Bun găsit! M-a cuprins din nou bucuria, întrucât este iarăși ziua pregătirii și urmează sabatul Domnului. Urmează practic o zi cu adevărat istorică. O zi care există de la începutul acestei lumi. Vă puteți închipui că întotdeauna a existat cineva să serbeze sabatul? Vă dați seama că noi facem în fiecare sabat ce făcea și Adam? Serbăm sabatul și pe Creatorul nostru. Este extraordinar acest lucru. În anul 1326 se încheie tratatul privind delimitarea graniței dintre Novgorod și Norvegia, în zona denumită Finnmark, în partea de nord a Norvegiei. În anul 1428, Dan al II-lea, domnul Valahiei, participă la lupta de la Golubac împotriva otomanilor, alături de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg. În 1922, Ion Vinea editează la București revista avangardistă Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii naționale cu cea mondială. În anul 1950 are loc prima ascensiune a vârfului Annapurna, al 10-lea vârf ca înălțime din lume, de către o expediție franceză. În 1989, guvernul chinez trimite forțe de securitate să evacueze protestatarii din piața Tiananmen, omorând sute dintre ei. În anul 1991, a erupt vulcanul Mount Unzen din sudul Japoniei. Valul de fum și lavă a omorât 43 de oameni, toți cercetători sau jurnaliști. În anul 2002 s-a desfășurat la Cluj, în perioada 3-9 iunie, prima ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, primul festival din România destinat exclusiv lungmetrajelor. În 2006, Muntenegru redevine stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de Uniunea Statală Serbia și Muntenegru. În anul 2007, la Craiova se inaugurează piața socio-umană din centrul civic al orașului, în mijlocul căreia se află prima fântână muzicală din România și una dintre puținele din întreaga lume. Să vedem ce spune Biblia despre muzică. Am mai abordat subiectul și altă dată. Dar nu trebuie să uităm să-L lăudăm pe Dumnezeu prin tot ce știm noi să facem. De aceea au apărut psalmii biblici, pentru că Dumnezeu a vrut să ne spună că e bine să cântăm acasă, la muncă, la biserică, practic oriunde ne aflăm. E bine să cântăm cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu, mulțumind pentru toate lucrurile minunate pe care le-a făcut și le face pentru noi. Să cântăm prin voce, prin instrument, chiar dacă avem voce, chiar dacă nu avem. Lui Dumnezeu îi va place, deși cei din jur poate nu vor fi foarte încântați de vocea noastră, poate nemelodioasă. Dar Dumnezeu va aprecia și jertfa noastră cu note. Sunt Rahela Petrescu și vă aștept și mâine dimineață pe Live Channel TV. Să aveți o zi și un sabat excelente!